Vârsta de pensionare a femeilor din România a crescut începând cu luna ianuarie 2023. În Europa, majorarea vârstei de pensionare pentru femei a devenit o problemă tot mai mare în ultimii ani. Majorarea vârstei de pensionare pentru femei a fost justificată prin faptul că acestea trăiesc mai mult decât bărbații și că sistemul de pensii nu ar putea suporta numărul mare de persoane pensionate. Colega mea, Georgiana Petre, vine cu mai multe detalii. Potrivit modificării operate de legislatorii români, vârsta de pensionare este acum de 62 de ani. Până în decembrie 2022, vârsta de pensionare la femei era de 61 de ani și 9 luni. Creșterea va fi treptată în continuare, astfel încât și femeile vor fi ținute în final, în câmpul muncii, până la 65 de ani. În anul 2030, vârsta de pensionare va fi de 63 de ani, iar în anul 2035, aceasta va ajunge la 65 de ani. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel de cotizare pentru femei va fi de 32 de ani, de la 31 de ani și 11 luni.